dimineața. Bună dimineața la toți prietenii mei care mă urmăresc. Și care nu te urmăresc? Toată lumea mă urmărește. Asta ușor. Că e drumul lucru. Unde este centură? Trebuie să ia acasă. Ia poliție. Dar nu-ți mai trece. Mă doare după gât. Din rău ăsta, oprește-mi pe partea ta. Ce să-mi treacă? Nervii. Nu-mi dă voie să-mi torc capul așa. Și ție ți-au trecut nervii? Dar n-am avut. Și nu răspund la toate, vă las câte o inimioară. Ce, noi nu putem să citim comentariile? Și lumea unde stă și ne urmărește? E cistimentat. Păi, eu citesc. Uită-te la toate comentariile mele și să vezi. Nu ca alții, care numai vorbește și... dacă nu le răspund la comentarii. De-aia te vorbesc cu deodată, te rog. Nu mă vorbesc. Să zicem adevărul care e, că nu mă vorbesc. Oamenii spun ceea ce facem. Ce greșim, ce nu greșim. Zic că nu e așa. Nu e. Cum nu e? Nu mai mă enerva. Nu e. Oamenii spun adevărul care e. Și că nu vrem noi să acceptăm, e cu totul altceva. Acum când spune că nu port centură, ce, oamenii sunt de vină? Da. Cu ce? Când spune binele meu că mă oprește poliția, că Doamne ferește, fac un accident și poate mor. Cum a murit multă lume fără centură. Ce, nu e așa? Hai să fim serioși acum. Că nu, pune centura pe tine. Că nu acceptăm noi prostia noastră din cap, e cu totul altceva. Pune centura pe tine. Când mai zic oamenii câteodată că mâncăm prea mult și că ne îngrășăm, tot oamenii sunt de vină. Hai zi. Da. Cu ce? Cu
Ne forțează. Ne forțează oamenii să nu mai mâncăm. Da, să mâncăm. Să mâncăm, scuze-mă. Păi, Ioan, nu vrem să acceptăm realitatea. Cineva să se uite? Nu, nu le obligă nimeni. Să uite omului dacă vor, dacă le place. Să mai vadă și ei ce prostii facem noi prin strihaia, toată țăgănia. Nu că le obligăm. Ce vină oamenii că stau și se uită la noi? Și că mai lasă câte un comentariu urât. Sau frumos. Dacă nu mai vrem comentarii, înseamnă că nu trebuie să mai avem nici urmăritori. Nu? Da. Spune dacă greșesc cu ceva. Vezi și nervii. Pe cine? Pe mine. Nu e adevărat. Vrei să mă arunci în mașină? Sări. Nu e adevărat. Eu vorbim cu prietenii, am spus care e treaba. Bine, de ce nu-mi lua și mie o cola? Pentru că n-am bani. Nu. Poate să nu-mi dăm 12 lei. Toți banii mei. Atât. Da, mi-a eu salariu. De unde? Pe YouTube. Când? Când o să intre. Luna ce vine? Păi luna ce vine, că luna asta nu luai nimica. Luvară alți și să dau șmecheri. Când dau bani. Și când nu au bani... Luna ce vine, eu o să-mi iau și eu salariu. Că luna asta nu mi-a intrat nimica pentru că eu n-am filmat nimica, că am fost în Anglia. Am luat salariul din Anglia. Deși până vine salariul, ce facem? Cheltuim pe ai tăi, care le produci. Pune pe caiet. Normal. Iar scoți avionul. Din ce cauza arată așa? Bate soare. Din ce arată te plimbi cu avionul? Care avion? Mini Cooper. De ce? E luat și asigurare? Da. Trebuie să-l ducem la doctor. Am vorbit. Tăiem acum, să-i pună plăcuțe pe spate.
și să vorbesc, să bage și freonul. Dar nu știu, de fapt eu nu știu dacă are sau moare. Adică? De tot. Mi-aș lua copiii cu mine. Oprește să cobori din mașină. Și aș pleca undeva să nu mai văd pe nimeni. Pe nimeni, numai eu și copiii mei. Atât. Fără mine. Și domnul eu, apropo că fără el nu se poate. Zic că fără mine. Mi-am vrut să spun și eu pe tine. Hai să mergem noi pe transferul așa. Vreau într-un loc să nu fie nimeni. Doar în pustietate. Pustietate, să fie doar așa, liniște, liniște. Și nu vreau să mai mă uit nici în stânga, nici în dreapta. Și nici înapoi. Pă cât o să stai? 20 de ani mă tot acasă. Acasă, că în altă parte n-am unde. Bă, uite, unde? Vrei să te pocesc acum direct? Am zis cu tine, împreună și cu copiii. Ce mai vrei? Ce mai vrei de atât? Că nu spuneam de tine, mai ziceam. Și ziceam, m-aș pleca de nebun așa, singură. N-am zis cu familia, n-am zis singură. E radarul. Unde e radarul? Vrei să filmezi? Unde e radarul? Păi, dacă ăla merge încet, care are motor de 5 litri. Și eu merg tare cu 60. De ce minți? 70, uite. În localitate. Și unde vă zici radarul tu? Păi, poate mai învăț. La merge că vorbește la telefon sau nu mai are motorina. Da, ai tu motor. A, mă arată la prietinca. Bucă-i. Mini Cooper e pe zero, nici până la Peco n-ajunge. Doamne, dragă, și pe ăla. Ne dăm șmecheri în mașini și n-avem motorină să le băgăm. Deci e 3-4 să avem. Ținem la poartă. Și când e să ne ducem undeva, n-avem bani de motorină. Lasă-mă că nu vreau să vorbesc. Dar tu umbli după călcătă. Da. Vrei să închid? De ce? Ieși. Te rog, închid. Mașina și acum Ion sună la oameni ca să o repară la mecanici. Da, vreau să vă arăt. Vedeți că suntem în direct acum cu Lea la Severin. Ce ai făcut, domnul Ion? S-a dus dreacu, s-a rupt folia. S-a dus dreacu? Da. Foarte bine. Prieteni,
Fulie a căzut în jos. Și ce avem de făcut acum? Locul. Și? Noi mergem pe jos? Pe josul. Cu taxi. Vedeți, prieteni? Mergem cu taxi. Cum spune domnul Ion. Spune domnul Ion să mergem cu taxi. Mergem și cu taxi. Dar n-avem așa la formă acum. Oare din ce? Din cauza căldurii? Cine știe? Uitați fluia cum e, prieteni. Jos la podea. Arată în ceață ce dreacu are și telefonul ăsta, nu știu. Uitați, prieteni, căzut de pe suportul ăla. E ruptă. Ce mai e? Încă încolo. E ruptă. Stăm acum lângă ea aceea. Ce să facem? Noroc. Mare avem. Ghinion. Ghinion mare. Ghinion mare, prieteni. Nu mai pot să stau în soare, mă doare și capul. Ce să mai spun? Ce să mai spun? Că când vine paguba, vine. Să întorc camera, prieteni. Prieteni, am revenit și noi cu taxiul nostru. Bună, Cica! Bine! Vreau să vă arăt pe Ion. Prinde nervi, prinde dragi. Plin, plin, plin de dragi. S-a dus, a dat comandă la PS. Am fost cu taxiul, am cumpărat pesele la mașină. Și acum o ducem la doctor. Tot zicea că duce Mini Cooper-ul la doctor. Ai zis să duci Mini Cooper-ul la doctor, a? Pe YouTube, pe YouTube vă pun. Dar să dui prea mult energie la mine, domnul Ion. De ce să fie supărat așa? O să o trag. Lasă-o să o trag. Să n-are răbdare în el. N-are răbdare. E bine. E bine așa. Ce dă dum frâne? Tot zicea de mașina că duce Mini Cooper-ul la doctor. Până când a dus BMW-ul la doctor. Așa zicea, că duce mașina mea la doctor, Mini Cooper-ul. La doctor. Da. Asta mă, că e unde ceapurile de repara acolo așa. I-am dat prea multe nervi lui Ion. Băi, Ion, ai zis că eu am dragi, că am nervi. Ți-am dat prea multe. Dar ce muri și așa? De ce nu mai râzi deloc? Mai râde și tu. Băi, Ion. Așa, vezi? Para. Bă, ce ai? Lasă-mă în pace. Bă, muriși. Ai zis că duci Mini Cooper-ul la doctor. Îl vând. Pe 500 de euro, bab. Nu vorbim vulgar. Da, la fier. Pe care? Mini Cooper-ul și asta. La fier vechi? Da, la fier. Ia-o, sunt de tot. Vrei să mă duci bătaie? Prea mult am sunit pe treie. Trebuie schimbat. Asta e a mea. Ia-ți tu alta. Ia-ți tu duba.
Încerc să-l scot din starea asta, dar nu cred că reușesc. Grumesc cu el, fac, ca să nu mai fie așa nervos, agitat, da. E nervos asta foc. Noroc că l-avem pe Neagica aceea cu noi, care ne ajută. E cară de colo-colo. Nu-i așa, Neagica? Ce? Îți mulțumim mult că ești alături de noi. Mergem cu BMW-ul la doctor. La doctorul duce. Asta, astea sunt cele mai tari mașini, BMW-urile. Da. Audi-urile sunt proaste, nu e? Da. Audi nu e bun. Da, 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 așa, așa, Audi nu, nu e bun, nu? BMW-urile, uite, uite, marca asta e cea mai bună. Da, da. Asta, asta, nu se spar buniile decât în turnul Severin și la Milano. BMW-urile. Da, da, numai, numai în capitalele țării. Și mata unde ai Audi, ce zice eu și cu băiatul Matale? Nu, ăștia sunt căruță. Audi. Audi e căruță. Nu, nu e BMW, adevărat. E marca. Eu te BMW-ul. BMW-ul sus vizită. Și Audi acolo. Da, da, da. Gata. Îl ducem la doctor, acum nu mai e pe. BMW-ul iar e cel mai bun. Da? Bravo, Neagica. Deci, prieteni, trebuie să rezolvăm cazul acesta cu mașina asta. Trebuie vândută. Mă, nu mai zi așa. Trebuie vândută acum, da, că e... Da. Acum trece la Mini Cooper. Da, da, da. Mâine venim cu Mini Cooper-ul. Deja i-a luat numere roșii. Filmarea, da. Ca filmare, nu poți să o pui pe TikTok, e prea lungă. E pe vlog, pe YouTube. A, pe YouTube, da. Pe YouTube, direct te pun. Da, am mai fost eu prin locurile alea, asta e YouTube. Da? Nu mai întrebe, nu mai e, nu mai mă pune acolo. Păi și Nenea ce face? Se urmează? Păi cum să îți face și eu reclamă? Da? Reclamă, nu mă de telefon. Așa. Cine are nevoie, adică să se defilează și mașinile oamenilor. Știu unde trebuie să ajung. Lasă-i explica eu, dragă mașină. Haideți, haideți în Audi, haideți în Audi. Asta nu e bun, nu? Uitați ce mașină șmecheră cu alea. Nu merge o Audi. Ce zice? Uite, mergem cu BMW-ul. Ducem BMW-ul la doctor acum. Prima aceea că... Hai că revenim cu tine mai târziu. Iată, prieteni, am ajuns cu ea la doctor. Mașina asta noastră. Am fost o grămadă de ieri. Adusărăm la doctor, nu? Nu? E BMW. Ce vrei să-i faci? Asta e? Înseamnă că și copilul Matale tot la fel, nu? Nu știu, eu cunosc mulți de ăștia cu BMW-ul. Din ăștia cu BMW-ul? Dar numai de ăștia, numai probleme de ăștia micuții. Și pe Ionuț, pe doamna Mirela? Tot. Tot BMW-ul. Toți ăștia, toate cunoștințele numai cu fulii să duc. Să aleg, da. Fulii sparte, că sunt BMW-uri. Și l-au pe Neagica, cu lea care îl sună. Neagica, hai după noi. Cu Audi. Nu e o Audi, nu e mașină bună. Asta nu se pune pe plan. Nu e așa? Nu. Asta e din gama de mașini fake. Ăștia sunt BMW-uri din gama superioară. Așa e. Ca să stăm noi pe lângă ei.
Nu mai pot de căldură. Mă mir dacă o face repede așa, astăzi. Ei, zice cum bagă pe zi. Poți. Hai că revenim, prieteni. Gata, prieteni, am revenit cu acesta om. Îmi vine să râd când îl văd. Magică. Am venit la pizzerie, la Grigo. Și a trecut nervii. Gata. Aș ajut să vină mașina de la doctor. Da, am gonit nervii lui Ion, gata. Nu? Ți-au fugit păsări. Da. Mirem să bem un suc, o apă. Problema de zonă. Nu? Pacient de ce dată? Pacientul s-a întors dintre răduți, în formă. S-aude muzica, prieteni, și cred că nu-mi dă voie aceea la Grigo, nu? Da. Și o să revenim, prieteni. Revenim din mașina de la doctor, două ore. Îmi cer scuze, prieteni. Dar e muzica aceea și nu am voie. Să opri? Da. Uite, începu iar, hai. Gata, prieteni. Am revenit și noi aici de la pizza. Sper că nu s-aude muzica, dar acum ce-o vrea Dumnezeu. Nu? Și a comandat domnul Ion de pizza, volea. Avem și pe energică cu noi. Mai prietenul meu energică. Da. Cel mai tare taximetrist din Severin. Cel mai tare. Prieteni, cine are nevoie de curse cu domnul Cică, se lasă mesaj în privat și se face și cu curse la deplasări în Timișoara, București, Constanța, peste tot. Și gratuit. Nu? Și gratuit fiecare dată. Mă face și pe datorie. Mai spun eu. Nu. Nu, frumim prieteni. Mai duci bani în comun? Tot eu. Da, mă. Ia-l nostru. Neagică ne ajută. Uite ce mă dorești. Nu-l fac eu bine că pot să-i domnișoara să oprească aerul condiționat. Neagică mai ieși de la mine o felie. Nu mai iau, la mână. Păi... Mă, te aici la dietă acum, cred că. Muzica asta mă deranjează. Nu te faci tu șmecher să vorbești cu domnișoara să dea muzica? Domnișoară? Poți să-mi iubi de la frumos? Hai, vină-te! Ea e domnișoara care cerește da. Pizza de la ea? Neagică, dacă nu povestesc... Nu poate să oprească pe impactul ăsta. Venirea macia tot așa, era nervos. Am și o problemă. Ia vezi să nu ceri iar ceva de la... Ia lăsă, da. Face vlog pe YouTube. Așa. Dacă poți să dai un pic sus, nu mai zic că... Dacă eu rugau, Doamne ferește. Te rugăm! Dar cum să nu? Te blochează uita canalul dacă nu zic. Și știi ce a făcut? Mersi! Neagică. Știi ce-a făcut nebunul, tot așa era nervos? Ce? De să ceară și el... Pizza, ce pizza? Aveți pizza, nu mai zis pizza, a zis... Pizza. Când a auzit fata, a rămas așa cu ochii pe el. Dar eu zic, da, are și din aia. Și de atunci doamna a rămas așa, când ne vede, râde. Mamă, ce mă doare, după gât. Nu am trimis cărțitul, nu am trimis mie. Vezi cum te aud nimic acolo? O țară întreagă. Stăm și noi la sfântea masă. O țară întreagă. Dar nu poți să mă rău? Trebuie să... Și când mănânci, trebuie să te vadă lumea. Prieteni, revenim.